Ziua. Bună ziua! Înțeleg că vreți să înregistrăm Cum mă discuția. duc, dar nu știu. Poftim? Vreți să înregistrăm discuția, nu? Da. Nu știu, nu prea se aude. N-aveți căști. Nu. Ok, povestiți așa. Eu vă aud bine, povestiți așa. Eu am procurat o casă din satul Vărâncău de la doamna Valentina Fodoi și la Vitalic Fodoi. Ei au cerut bani de la mine, 2000 jumate de euro. Dar au spus că timp de un an și ceva, au zis că pe rate eu am să-i dau banii. Dar întâi au spus să-i dau 1000 de euro și 7 de cheile la casă. Eu i-am dat 1000 de euro la doamna Valentina, nu spun corect, 900 de euro și doamna mi-a dat cheile la casă. Și în timp până la momentul dat, eu i-am dat 2000 de euro până în astăzi, în 2020. Dar eu am dat din 2018 la sfârșitul anului, înainte de anul nou, când doamna mi-a dat cheile la casă. Acum e pe timp de iarnă, în luna lui ianuarie, m-a dat afară din casă cu 3 copii mici la timpul de noapte, la miezul nopții, la ora 12, ceva la 1, mi-a dat afară din casă și a spus că eu nu i-am dat ei niciun leu, că eu n-am avut maturi, că ei, bărbatul ei, Fădui Vitalic, pe el e văr drept, tata meu. Și eu nu m-am gândit ca să ajungem la așa o situație, ca să nu recunosc că au luat banii. Că eu când i-am spus că, zic, haide prin maturi, zic, ori prin primărie, dar doamna Valentina a spus că nu, Dana, eu n-am să ajung la banii tăi, din gura la 3 copii, să iau acești bani. Și eu am avut încredere în doamna. La urmă, ea s-a întors și a spus că nu am maturi, nu am... Nimeni n-a văzut și eu nu au luat niciun leu de la mine. Și ne-a dat afară din casă cu 3 copii. Dar n-ai Și am anunțat ajuns la poliția că te-o momentul... dat afară? Poftim? Poliția n-ai anunțat-o? Da, am spus la poliția, la poliția, la... Poliția m-a spus, poliția a spus că dacă nu aveți maturi, noi nu putem face nimic. Că, în primul rând, trebuie să fie maturi. Dar la mine o agradă când i-a trimis odată pe băietul. Făduiatur l-a trimis a lor, a ei, că el lucrează la salvare. Și a trimis, deși Dana, eu o trimis băietul să-i dai 500 de euro. Și eu l-a venit băietul la poate, i-am dat 500 de euro și era o gradă sora și cumnatul meu repara o mașină. Și ei au fost pe la poartă, sora cu cumnatul, și au văzut cum el a luat banii. Dar la poliție spune că aceștia nu merg maturi, că neamurile astea nu merg maturi. Dar ce fel de poliție e asta? Din ce raion? Poftim? Din ce raion poliția? Nu mă aud nimic. De unde e poliția? Din care sat? Din Soroca am făcut chemare, dar nu era polițistul de sector, dar era polițistul din asta, Din oraș, de la inspectoratul de din poliție. Soloneț. Și deci ai dat 2000 și te-o dat afară din casă. Da, mi-am dat 2000 de euro și ei m-au dat afară din casă. La urmă, soțul ei spunea, eu zic, cum așa, zic, dacă v-am dat bani, zic, nu vă temeze Dumnezeu, zic, măcar, zic, 3 copii, zic, cum așa, dacă eu nu le dat lor nici o bani, pe ei nu-i dă de cheile să stau eu un an de zile în casa lor. La urmă, domnul ăsta, Vitalie Fodu, el spune, zici, că tu ai găsit cheile pe drum și ai intrat în casă și ai trăit. Și care e planul acum? Unde trăiți? Poftim? Unde trăiți? Acum trăiesc, eu am luat o casă deodată când cu soțul ne-am căsătorit, am luat o casă așa, cu 2 camere, mai simplă. Și am vrut de la doamna să o procurăm, casa era mare și pământ multșor și ne-am gândit să avem
Zic, toți cei și aveam să cunoască de urmă, în vedere cu un lucru care este mutăm copii, trei copii, tot noi nu mai poți să locuim două cameri cu trei copii. Și ne-am gândit să o luăm. Și ne-a rămas 500 de euro să-i dăm pe casă când ne-au dat afară. Și mama mea îi spune, deși, Valea, eu ți dau 500 de euro, deși, numai, și dă-le pașii lor, deși, lasă-i să trăiască. Dar eu zic că, care fel de 500 de euro dacă ei nu ne-au dat nouă nică, nici un bănuț. Da, am înregistrarea la telefon, cum doamna spune că noi ne-am certat acolo un pic, ea spune că bărbatul i-a dat ei bani, dar nu eu. Și la urmă, când s-a dus soțul ca să vorbească cu doamna, că să intre înapoi în casă, eu sărit la dânsul la bataie. Vă închipuiți, doamna, să pună mâna în gât la bărbat și să-l dă afară de un grad, să spună că tu nu ne-ai dat nici tu nici un leu, tu nu ne-ai dat, ieșiți afară din casă și nu vă văd. Dar legea, ei o leac să mai avut și legea e de partea lor. Eu nici nu știu, de-am până am fost, am scris la poliție, la Soroca, că tot cum este, cum vă spun, vă povestesc și dumneavoastră, i-am spus la Soroca. Deci Și ați scris plângere la poliție? da, am scris plângere la poliție și când ajungem, poliția spune, ce atâta probleme cu casa și ce atâta probleme cu casa și de atâta că-i pe dâns și îi crede. Că nici nu știu cum spun. Ei ia socot că dacă trăim un lucruț mai sărac, spun într-un fel. Ei au cunoscut, eu nici nu știu cum să mă exprim, nici cuvinte nu am. Ei le cred pe dâns și ei ne-au adus pe vreme de carantină trei polițai la o gradă la mine, fără voie la nimic, el doar de poliția, dacă într-o gradă, el trebuie să aibă permis de mai sus, da? Dar ei ne-au adus pe vreme de carantină, ne-au adus trei polițai o gradă nevinovată cu banii dați și încă se vină să spari trei polițai o gradă, ai dat cheile. Încă doi mi erau așa, mai vorbeau mai normal, dar unul așa, când a început a tremura și mâinile și cearele, eu nu știam și cu mine. Când i-am văzut pe dânsii, zic, cum este așa posibil, nu vede Dumnezeu, Doamne, să le dai așa într-un fel, că nici Dar nu știu cum ce-o vrut? spun, vinovăți Ce-o și la vrut? urmă tot vin și... Ce-o vrut polițiștii? Polițiști, i-a adus polițiștii să iei cheile de la casă și au spus că cheile ni le-ai dat de la casă și mai mult să nu ai și cata o grada și ea și polițai și eu am întrebat, au zis că da, tu ai dat în sud, ca când ei ai zis și la doamna Valentina, ai dat în sud pentru ca să margă sudul și eu au spus că da, după și polițai au luat cheile, tot normal și eu s-au mântuit nici sud, nu-i nimica lui Dar și asta o chei iarnă, cred. asta iarnă cum v-o dat afară și nu v-o luat cheile de la casă? O venit după aceea în carantină să vă ia cheile? Eu am avut o ceartă cu soțul. De unde până unde, eu nu știu, ea cum a apărut la vremea aceea, la ora și de noapte, eu nu știu ea cum a apărut. Că au spus că bacul a fost la WC și au auzit una alta, eu nu știu. Că ei așa, nu mă închipui cum. Și au venit în vremea aceea și au spus așa, ați dat cheile în mână și ați ieșit din casă. Nu vă știu și nu mă știți. Voi, nici nu ne-ați dat nici un leu. Eu îi spun, zic, cum așa, zic, s-a dat 2000 de euro. Dar e zice, arată maturul, unde i-a dat 2000 de euro. Dar eu de unde eu maturul, dacă eu spus că e n-a să ajungă, n-a să ajungem la situația asta care am ajuns, că e să mă amăjească. Eu nu m-am așteptat, eu, o săracă, vai de cap în eu, soțul, psihotare, eu acasă cu trei copii, datorii pe la magazin, într-o parte, în alta, și să mă pot descurca cu trei copii, nu e așa de ușor de descurcat. Și i-am strâns și i-am dat ei banii pe casă și la urmă pe noi ne-au dat afară din casă, au spus că nu i-am dat ei nici un bănuț. Și după aceea au trimis poliția încă să vă mai ia și cheia. Da, trei polițai, nici nu unul, că eu așa de tare m-am răstirit, că sunt alții că fac omoruri, una alta, dar eu nici vinovat, e dat bani strâns și dai și poate, nu pot, poate cât de greu am dus până i-am dat banii ăștia și el la urmă, încă ne-au mai adus trei polițai la poartă, trei, nu unul, zece, o, doi, dar trei ne-au adus și au intrat în o gradă așa brusc, pe neașteptate, Și care-i planul? Care-i planul acum? Ce aveți de gând?
un ajutor ceva, poate să ne scot banii pe casă, dacă nu vrea măcar banii, lasă de ei casa, îi dau un 500 de euro și lasă să întoarcă casa înapoi, ori eu nici nu știu, nici n-am unde să mă duc să mă apelez în tăț, dacă nu ai maturi, ei nu fac nimica. Eu s-au dus la primarul în sat și au spus că ei ne-au dat voie să ședem în casă, că noi n-avem unde trăie. Dar eu îi spun, dar de ce noi, și primarul e de partea lor, dar de ce nu au chemat primariu când au luat banii de la mine, când au luat banii, să cheme primarul, spună, ia că domnul primar, eu am luat atâta sumă de la familia Astian, ia că eu le-am dat casă, cheile să străiască, dar la urmă ne-au făcut că noi n-am avut unii și de eu casa am avut și am prima locuință care am luat-o cu soțul împreună. Dar el nu ne-a dat, el singur ne-a propus, a zis că ia ca, tot se duce bărbatul la lucru, zice ne dai bani așa, i-am zis că vine dată, ne dai vie, prima dată ne dai 1000 de euro, zice că pe urmă ai să ne dai pe rând până la 2000 jumate, zice. Și eu m-am cu dânsa înțeles, zic, haide dar și așa. Și la urmă, el singur a luat bani și la urmă s-a dus la primar prima înainte și s-a dus și a spus că că ei ne-au dat voie din Nil, cum a spune, din Nil, din când noi n-avem o nișidie. Și ei s-au făcut nici nu știu cum spun, pomană, da, pentru noi. Și ei ne-au dat noi să locuim în casa asta care noi am dat ei bani. Dacă v-ați plâns la poliție, insistați să scoată o decizie. Ori vă resping plângerea și scot o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale, ori transformă în dosar penal și o trimită în judecată. Întrebați la poliție sau la procuratura raională. Eventual faceți și un protest la poliția și procuratura de la Soroca. Altceva nu știu ce să mai faci. Puteți mai scrieți o plângere la procuratura generală. Eu am fost și am scris la poliție când am scris plângere. Eu m-am dus și am vorbit cu avocatul ca să pot să dau în instanța de judecată. Și avocatul ne-a spus așa că trebuie să mă duc, scot și o scris ea și o doamna și o plângere a făcut că ea nu a luat bani de la mine. Una și alta a zis că eu trebuie să mă duc să o scot copia la dosarul și ala și să-l dau la avocat. Eu am m-am dus și am scris și a spus 10 zile și să aștept rezultatul acesta. 10 zile eu așa zut, dar au trecut și mai mult când am fost în carantină. Și m-am adresat, să zic, o săptămână, două în urmă la poliție, înapoi la Soroca, la inspectorul acolo adânșe. Și ne-au spus așa, că ei au trimis dosarul instanțat prin poștă, dar așa ceva nu a ajuns la mine nici o copie, nici nu a ajuns. Și eu nu mă pot duce la avocat ca să pot da instanța de judecată. Eu nu pot ajunge în felul ăsta. Trebuie să mergeți la inspectoratul de poliție și să cereți o copie a deciziei sau la procuratură dacă o scos o ordonanță. Spuneți că n-ați primit la poștă nimic și să vă dea acolo de față și semnați cu data când ați primit. Bine, o să încercăm. Dar nu-mi vine, nu cred să scotem nimic în capăt. Nu știu cum. Mare Dumnezeu, dar ei să aibă frică de Dumnezeu, nu știu cum, ori Dumnezeu să-i dă așa o putere, nu știu cum, să înțeleagă, cum poți să-l aconești o familie cu 3 copii tăți mici, cum poți să-l aconești la munca cuiva, eu așa ceva nu mă închipui. Cât după de sărac, cum vedeți, de sărac și curat, decât să amăjești cineva și să ajungi în starea asta, să plângă cineva de urma lor. După cum vedeți, Dumnezeu nu v-a făcut dreptate. Chiar dacă și mata și el sunteți credincioase, dar Dumnezeu s-a uitat și nu a făcut nică. Acum contați pe presă, mediatizare, contați pe poliție, contați pe procuratură și pe justiție. Cereți să aplice legea lumească și nu vă mai gândiți la legea aceea dumnezeiască, că s-ar putea să nu existe și să nu funcționeze. Mulțumesc pentru încredere, pentru interviu și ținem legătura. Dacă faceți un protest, tot așa, transmisiuni în direct de la poliție, de la procuratură, de la primărie, îndrăzniți. Bine, mulțumim frumos, domnule Oleg. La revedere, o zi bună. La revedere, mulțumesc și eu pentru încredere.